Opa! Ia! Deci, așa, laser, și data trecută, tot așa, mi-a dat desfăcut. La drog, la fel, mi-a dat un burete, era desfăcut, tot era cumplit de praf. Mi-a ieșit pozitiv și, bineînțeles, la Cluj, doamnele de acolo mi-a spus să nu-mi fie frică, să stau liniștit, dacă eu consider că n-am folosit absolut nimic, o să-mi iese bine. Ime, da, am să rulă. Verificați. Bun, deci primul care mi l-a dat, cum vă numiți? Doamna Stoica mi l-a dat desfăcut. Așa, laser tremurat, totuși era agitat în momentul în care, uitați cum arată. Și haideți să vă arăt că se văd și urme. Domnul, așa, deci corupția nu mai ține. Dacă ai luat bani, ține ți-a păcat. Ai luat bani, nu, doamna, tu. Ai luat bani, te rog, ține. Ai luat bani, după ce ai pe corupție. Deci, un polițist corupt. Uitați aici, un polițist corupt. Să facem testarea. Le sigilați dumneavoastră, nu știu cum. Deci așa ceva polițist corupt, pe cuvânt. Bun, vă explic. Uitați. No, nu-i mai așa laser, că pentru corupția asta ce tot o faci. Deci m-a rugat doamna Melania să-mi văd de treabă că ești cum ești. Veniți, vă rog frumos, să filmați. Da, da, da. Acum așteptăm. Ne spune când e gata. Când e gata, suflați constant. Vă spun eu cum să vă opriți. Nu, în sfârșit că te am în mână, frumos, trebuie să știi. Ce mă deranjează foarte mult că începând de la presă, domnul Vasil Dale, domnul Cătălin, îmi spunea despre dânsul că să-l aducem în fața camerii. Vă rog să filmați. Eu știu că n-am nimic de ascult, dar... Pentru corupție trebuie, cineva trebuie să-l pună în pâine. Bun. Bun, haideți aici, vă rog. Vedeți, opa, vedeți, da? Ia, trag. Am spus să nu vă opriți constant. Nu haideți. Trebuie să așteptăm să mă ajungem. Așa cu rug lângă mine. Haideți. Bun. La scapătul vă rămâne dumneavoastră. 0, testare. Bun, luați capătul. O să facem o testare și de droguri, de substanțe. După ce vine avocata. Bine. Refuzul de recoltare, din nou vă aduc la cunoștință. Nu contează, se le plătește el. O să facem o testare de droguri. De data asta o fac eu. Da, haideți. Ce e asta? Sublimă, efectiv sublimă. Limba de sus și îl ține sublimă. Și acolo fie. Nu pe limbă, sublimă. Așa. Lăsați-l acolo. Nu, mai lăsați-l acolo, ia. Pune-te-l, vă rog. Domnul Pop, rog să încercați să nu vă mai... Păi nu, nu mai stați alipit de mine, că nu. Sunt bărbat, nu-s gay, vă rog frumos. Nu. Dar nu stai aici, nu, doamne. Nu mă bat de la nimic, că n-am de ce, că sunt mai curat ca și... Hai să nu mai oprim tot timpul când se pronunță. Hai, o parte, tu pare. Haide. Nu pune mâna că după aia. Gura mare, pare. Eu o pus să tot mare, deschizi ura, nu închide. Și stați mai sus, eu nu mă văd.
Deschideți gura. Deschideți gura. Și ridicați limba. Și puneți acolo. No, bun, lăsați limba și închideți, închideți acum și țineți acolo unde se strângeți limba. Așa. Țineți acolo acum. Saliva multă, multă, să fie întrimbat. Dacă vreau să știi că aproape când respate un test, îl tot strâng în burețelul ăla de ambalajul respectiv, nu unde de fiecare dată iese saliva din el. Și o să stăm aici alta tensă, în încetat să putem face testul. Deci, domnul, nu-l mai scoateți până nu vă spunem noi, da? Țineți-l acolo în gură, sub limba, până ce vă spunem noi. Țineți-l acolo, nu îl tot scoateți. Sau țineți-l acolo cât mă scoate. Nu că mi-a rău, cum mi-am băgat pe acolo. Las mâna de pe și lăsați-l acolo. Lăsați-l acolo. Uitați-vă acolo, să nu fie probleme. Mergem acolo și acolo. Să vedem dacă așa Lazar a mai făcut o manevră. Da, eu nu am putut. Bine, e pregătit de așa Lazar. Da, nu-i pregătit nimic, că l-ați decizit la dumneavoastră. Uitați, se recomandă, aveți o grămadă de substanțe. Merge, doamne, merge, mă vedeți. THC, BZP, hai să fim serviți un pic, hai să fac aceeași manevră. Haideți să... N-are rost. La 4 substanțe. Da, așa, 4. Deci același mi l-a dat. Așa Lazar mi le dă șapă. La aparat? Bine, haideți că mai facem o dată analizele să se arăt omului. Atât îmi face capul, nu ne au drog, nu am nuțele bani, așa. Bun, domnul cu... Avem mai multe, cât am rog, două. Așa, 4, 5, cât am. Ui, TikTok, câte ne-a zis. Haide, capul. Da, bine, mergem, facem analize, să-i arăt la domnul că oricât o să încearcă, nu o să-i reușească. Bun, nu s-o reușit, bine. Domnul Pop, știți care e procedura în continuare? N-am nimic de revit, mă duc, fac analize din loc, să duc la Cluj, curat, liniștit. După care așteptăm rezultatul. Mai normal, așteptăm. Să închideți mașina, domnul Pop, pentru că o să... Putem să țineți cu până la urmă, nu bata. Haideți să-mi închid ușa frumos, că data trecută mi-au lipsit peste 20 de milioane și ei nu au pus zi. Mi-au lipsit 21 de milioane și... Mi-era mașina toată contribuie de știu. Bun, trebuie să o parchez undeva. N-aveți voie să mai conduceți după. Nu aveți de treabă, nu? Zic tu mie ce să fac cu mașina. Așa, prima dată. Nu vezi o cum nu pot. Nici nu pot să o las în drum. Nu pot să o las în drum mașina. Dacă vreți, poate unul dintre colegi sau una dintre colegi ăsta să o parcheze. Aveți unul pe valoare mașină, domnul Pop? Responsabilitatea voastră, nu? Îți păs 100 de milioane și rămân în... Atunci mașina o să rămână aici. Da? Să o închideți și mergem la spital la probe de sânge.
Ori vă luați bunurile și vă parcăm noi mașina de mult. Așa, să rămân cu mine. Mașina rămâne aici, o să vină băieți primii. Acum mergem, facem înapoi. Unde tot ce aveți? Nu are și poliția și mașina. Acum mergem înapoi să facem înapoi. Așa, cu gheară, absolut nimic. Așa, să folosesc tot acest gheară. Asta a fost de la... A venit să filmați tot ce am, știți? Cam astea tot ce am. Așa, fără să uitați. Da? Aici ai cuvărul și la mine. Bănuț. Față la mașină, mâinile pe mașină, mâinile pe mașină, picioarele mai depărtate, mai în spate, mai în spate, picioarele mai în spate, în spate, înspre mine. Înaltați mâinile, vă rog frumos. Mâinile mă asimilare, dați-le, vă rog. Înaltați mâinile, vă rog. Înaltați mâinile, vă rog frumos. Mergem să mi le iau. Filmează, te rog, de aici ai văzut pe TV că a fost ok. Atunci să fie documente, eu îmi rămân în mașină și... Deci... Da. Thank you.